Pe 24 noiembrie, la școala gimnazială Bogdan Vodă din Rădăuți, a avut loc activitatea Bucuriile Toamnei, un eveniment care face parte din proiectul european Mănâncă Responsabil, care se desfășoară pe o perioadă de 3 ani. Bine ați venit la activitatea eveniment intitulată Bucuriile Toamnei. De ce toamna? Pentru că suntem la finalul acestui anotimp destul de bogat, care reprezintă pentru noi o activitate de bilanț în programul Ecoșcoală. Premiile se numără toamna obținute. Am prezentat premiile obținute de către școala noastră la festivitatea de premiere din luna noiembrie, de pe data de 2 noiembrie anul acesta, la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache. Au fost popularizate și pe ecoblog unității școlare, deci sunt foarte bine cunoscute. Începem să prezint un pic intrarea în programul Ecoșcoală. Am intrat în program în anul 2005, am obținut steagul verde în 2008, am fost reevaluați din 2 în 2 ani școlari, am fost în acest an la a doua reevaluare, am obținut drept confirmare placheta care reprezintă simbolul pentru implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților, comunității locale în programul Ecoșcoală. Ne mândrim cu acest lucru. Suntem printre puținele primele unități școlare care au implementat acest program în școala noastră. Vreau să subliniez că a mânca responsabil reprezintă un element definitoriu în educația noastră pentru viață. Prin voi căutăm să educăm și unii dintre părinți care cumpără, să spunem, din supermarketuri, din magazine, prea multe produse. Scopul acestui proiect este și risipa de alimente. De aceea, voi, când o să mergeți împreună cu părinții la cumpărături, să dați dovadă de cumpătare, de înțelepciune și împreună cu ei să cumpărați cât trebuie, da? Cât vă este de ajuns pentru sărbători și pentru celelalte zile. În orice zi putem merge la cumpărături, dar trebuie totdeauna să dăm dovadă de anumite limite și să nu aruncăm mâncarea aiurea. Pentru că în toate cele 9 state europene care participă la acest proiect, un punct slab se referă la risipa alimentelor. Și de aici denotă celelalte puncte slabe pe care le obținem de-a lungul vieții. Vreau să mai subliniez că noi avem și proiectul Codul Bunelor Maniere, care vă învață cum să vă pregătiți pentru a servi masa. Programul meselor în lumea civilizată, educată, cum suntem și noi, așa spun eu, cum suntem și noi, programul meselor este sfânt. Se respectă întocmai. Sunt ritualuri clare și anume, pregătim masa cum se cuvine, cum așezăm tacâmurile, cum așezăm farfuriile, cum așezăm paharele, când începem să mâncăm. Ordinea servirii produselor alimentare, iar un element foarte important, când ne ridicăm de la masă, Codul Bunelor Maniere, proiectul nostru, promovează aceste aspecte. Și revin la proiectul A Mânca Responsabil, care vă învață pe voi să aveți priceperi, atitudini în anumite momente și să dați dovadă de o educație aparte de o etichetă a școlii în care învățați, da? Că se vede și în servitul mesei când mâncați, se vede dacă sunteți bine educați. Am dreptate? Da. Mă bucur. Aici avem produse din Bucovina. Este un brand promovat în tot județul, în țară și în străinătate. Produsele din Bucovina sunt cele mai gustoase, cele mai sănătoase. Și mă uit câte produse au adus părinții, deci colaborarea cu părinții este extraordinară la școală.
școala noastră, vin întotdeauna în întâmpinarea noastră și ne ajută pe noi și vă ajută și pe voi să fiți educați pentru viață. De un an de zile derulăm în cadrul programului Ecoșcoală programul Mănâncă Responsabil. Participă, este un program cu finanțare europeană, participă 9 țări, din care inițiatoarea de proiect este Republica Cehă. În România, acest program, proiect este coordonat de Centrul Carpatogandian de Geoecologie România, pentru care îi mulțumim pentru îndrumare, sprijin și suportul pe care ni l-a oferit. În școala noastră, în România, programul se derulează în 50 de unități școlare, care 6 grădinițe, 25 de școli gimnaziale, 18 licee și o școală specială. Am derulat anul trecut, în primul an, acest program. Am avut niște activități interesante. Ca final de proiect am avut de terminat, de întocmit un jurnal al tuturor activităților pe care le-am desfășurat alături de echipa de proiect, și anume Comitetul Ecoșcoală, format din cei 5 elevi care au fost ales prin vot, cei 20 de ecoșefi de la cele 20 de clase de la Școala Gimnazială Bogdan Vodă, de către cei doi profesori coordonatori, subsemnată și domnul profesor Munteanu Radu, pentru care îi mulțumesc pentru multipla calitate, nu numai drept profesor coordonator, actual director adjunct, consilier local mai recent și părinte al copilului de la unitatea noastră școlară. Dacă ar fi și soț, se spune și soția, așa de numai e, numai e număr celelalte. Am realizat activități frumoase pentru care activitatea noastră a fost apreciată, jurnalul a primit mențiune la nivel național, o diplomă și un simbol de recunoaștere pentru întreaga activitate în care ne-am implicat toți alături de noi, dumneavoastră, dragi colegi, părinți de asemenea, dar și copii. Anul, tot ca o recunoaștere, am fost selectați pentru a reprezenta România la Forumul Internațional de la Praga, din 5 profesori care au fost delegație desemnați de către România, 4 sunt din Suceava, iar 3 din municipiul Rădăuți. Ne spune multe acest lucru, faptul că Suceava este recunoscută prin modul în care derulează activitățile de educație ecologică. Mai nou am încercat să încheiem parteneriate cu Ecogrădinița Micul Prinț, rămâne în Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, iar pentru acest an școlar ne propunem unele activități în parteneriat care vor fi destul de atractive. În partea a doua activității de astăzi vom merge pe la sălile de clasă, vom populariza aceste activități împreună cu Comitetul Ecoșcoală și vă așteptăm și pe dumneavoastră să participați alături de noi. Este un proiect interesant, urmărește educarea copiilor și tinerilor spre o alimentație sănătoasă, deci acesta este obiectivul principal, iar în urma respectării celor 7 pași, din analiza de nevoi și aplicarea unor chestionare la nivelul unității școlare, am dedus importanța alegerii domeniului pentru acest an școlar, și anume produsele alimentare locale și autohtone. Nu întâmplător am ales de a face cele două rânduri de mese distincte, și anume în stânga avem fructe și legume de sezon, fructe în general, legumele le cunoașteți fiecare, fructele de sezon, iar în partea dreapta mea produsele tradiționale, locale, făcute acasă, fără ameliorători, coloranți sau conservanți. Ajungem la concluzia că un obiectiv important este nu numai reducerea cantității de alimente pe care noi l-am urmărit anul trecut, să cumpărăm mai puțin, să donăm surplusul de alimente, să alegem o alimentație sănătoasă, încurajând producția locală și să consumăm mai multe produse de la
producătorii locali. Acesta este obiectivul pe care noi l-am propus și mergem împreună, folosind ecocodul unității școlare, mănâncă responsabil, trăiește sănătos.